Ar fi făcut cunoștință cu doi bărbați la o stație pe coi, iar la scurt timp a regretat enorm acest lucru. Un bărbat a ales cu un glonț în picior și a rămas fără telefonul mobil de 7.000 de lei după un conflict cu noii lui prieteni. Totul s-a întâmplat în data de 19 septembrie pe bulevardul Traian din sectorul botanic al capitalei. Victima ar fi chemat poliția la fața locului și le-ar fi povestit cum s-a întâmplat totul. Bărbatul de 37 de ani a declarat că a făcut cunoștință cu doi bărbați la o stație peco de pe strada Albișoara. Cei trei s-ar fi împrieteniți și ar fi decis să se ducă împreună cu mașina unuia dintre bărbați în sectorul Botanica. Ajunși însă pe bulevardul Traian, între cei trei bărbați ar fi iscat un conflict care a generat într-o bătaie. La un moment dat, unul dintre bărbați ar fi scos un pistol și ar fi tras în direcția victimei, rănindu-l în picior. Cei doi ar fi fugit de la fața locului. Bărbatul de 37 de ani a primit îngrijiri medicale, apoi a alertat poliția. După mai multe investigații, cei doi suspecți au fost reținuți. Este vorba despre doi bărbați, de 31 și respectiv 46 de ani, originari din Chișinău și Strășeni. Audiați ei și-ar fi recunoscut vina. Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de pușcărie.